Diverse copii, când pe unii, când pe alții, fiecare după cum ministrul ajunge la un nivel. Deci una dintre probleme care ne preocupă este să înțelegem, să integrăm România într-o viziune organică, Gaia Planetă Vie. Cine e România? Ce, nu mă refer la România, subiecții mei, nu mă refer la România în sensul de 2012. Și România este doar un loc, un loc cu o istorie, care trebuie să o cunoaștem. Vă spuneam că avem câteva metafore, ca să putem și fiecare material să o să-l găsiți pe internet și fiecare punct de aici are link către un articol, către o problemă concretă. Așa cum există emisfera stângă și emisfera dreaptă, chiar dacă funcționarea este globală, dar există o specialitate între cele două, la fel este și pe Gaia, pe planeta întreagă, o zonă, vă spuneam de mai multe ori, o zonă specific occidentală, specifică către o zonă de analiza părților. Occidentul este eminamente tangibil, algoritmic, produse, producție și așa mai departe. Și există o zonă mai spre Orient, o zonă, mai să zicem, simbolic tibetană, ca simbol de gândire, în care problema de transcendent, de legătură cu Universul, de emoție, de trăire interioară și mai departe, este elementul fundamental. Deci emisfera dreaptă ar fi o emisferă holistă, emisfera stângă o emisferă foarte algoritmică, iar între ele se află corpul calos. Entitatea fiecăruia dintre noi, de fapt, modul în care viața a creat legătura dintre denumire și conținut. Când spun un cuvânt tensor, de exemplu, majoritatea îl vor auzi și poate să reproducă imediat tensor. Dar puțină lume poate să aibă și asocia ce înseamnă tensor. Starea de înțelegere e pe emisfera dreaptă. Cuvântul și algoritmul e pe emisfera stângă. Când se rup legăturile, se numește afazie. Și vă țin cu toții. La un moment dat ai senzația stă pe limbă, cum îl și vezi, dar nu știi cum să-i spui cum e cuvântul ăla. Și invers. Dar mă trepesc câteodată cât un cuvânt și parcă nu e descărcat de conținut, prea știi că e panta. În mod normal, corpul calos dă personalitatea fiecare în parte, nivelul de recunoaștere. Modularea corpului calos înseamnă, de fapt, tranziția de la un robot la o cunoaștere adevărată și, într-un fel sau altul, din punctul meu de vedere, reprezintă cheia eradicării analfabetismului funcțional. Cheia eradicării analfabetismului funcțional înseamnă să înțeleg. Ca să înțeleg, trebuie să așez elementele de tip, de noțiuni pe care le-am acceptat într-o formă structurală de tip vocabular, într-o altă formă care să dea sentimentul conținutului empatiei și înțelegerii, că e o stare cognitivă, o stare interioară. Am înțeles, e o stare. România, vă spuneam, și avem câteva persoane cu care încercăm, chiar la nivel politic, să lămurim o problemă. Nu putem să facem o țară model. România nu poate fi o țară model. Nu avem cum să o facem, dar putem să facem un model de țară. Ideea de a face un model de țară, preluându-o de la zero, într-o variantă care oricum nu mai avem ce pierde, mi se pare foarte tentantă, de aceea este politică de străpungere. Și noi, în temele pe care o să le vedeți, care sunt de la A la Z, este ce o să vedeți astăzi, este o supra-tematică de tematică, sunt semințe, de fapt, pentru construcția acestei idei a unui altfel de model de țară. O țară care își cunoaște locul într-o combinație puțin globală, care înseamnă între Orient și Occident, cu o anumită deschidere. Vă spuneam că salturile se duc către o altă societate, dincolo de cea a cunoașterii, care se numește societatea conștiinței. Data viitoare, sper data viitoare, să avem o prezentare a cărții lui Drăgănescu, societatea conștiinței, care să vă sugereze spre ce se îndreaptă. Sunt totuși niște oameni deosebiți. Academicianul Drăgănescu, pe lângă partea de bazele electronice, a pus bazele electronice în România, pe lângă partea de ortofizică pe care a definit-o, ultima lui carte reprezintă această singură societate, mă rog, este un model, dar e singura societate sustenabilă care are ca elemente de componente, ca celule componente, oameni a căror grad de conștiință este la alt nivel. Și dacă tot am pierdut atâtea lucruri tangibile, și dacă tot ne-a dat solul și subsolul, de ce să încercăm să mergem direct pe o străpungere? Deci, cu alte minte, stăm într-o structură asta foarte turbulent socială. Politica de străpungere ar fi elementul important, iar pentru asta trebuie să punem în centru omul ca sursă de creativitate, nu ca resursă și ca profit, generator de profit. Omul nu trebuie mai trebuie văzut resursă umană. Și doi, ca centru luptăm permanent să atragem atenția maestrilor care lucrează în domeniul resursei umane, să schimbe această denumire de resursă, pentru că omul este valoare. Dacă omul este săcătuit sau omul este, cum să spun, fără inima numai de ghes să facă ceva, poți să ai toată infrastructura lumii. El nu se va mișca. Și atunci, principala problemă, cred că e un capital uman, cred că se progresează atâta de numire. Nu contează de numire, contează să începem să chestionăm problematica respectivă, pentru chiar dacă pare utopic în secolul ăsta, să punem omul
ca sursă de creație și ca om, ca om cu valențe și nevoi care sunt dincolo de partea asta mecanicistă, simplă de a merge la servici, de a renunțe un post. Pentru a putea integra această Românie, în principiu, aș avea următoarele povești. În primul rând, aș defini așa. România este un loc pe Terra și o funcție în Gaia. Nu contează că noi suntem acum pe spațiul ăsta. Spațiul ăsta are proprietatea de a fi fost încă de acum 10.000 de ani și și acum. Noi suntem întâmplători aici. Spunea Nicaragia, noi nu suntem buricul lumii, stăm pe buricul lumii. E o chestie de perspectivă, ca atare. Deci, cu alte cuvinte, ar fi foarte interesant și nu avem baza necesară, vă garantez că dacă trebuie în amănunte, nu avem baza necesară să înțelegem ce înseamnă omul de la Hamangia, să înțelegem ce înseamnă scrierile de la Tărtăria, ce înseamnă relația Zamor-Sesar Bisegetuza Pitagora, manuscrisele vechi, ce înseamnă, de fapt, zona din în nordul Moldovei, care moșei de între marii teoreticiene gândirii evreiești, de tip teologic, dacă vreți, o demonstrează la un nivel mondial că și izvoarele hasidismului, curentul fundamental teologic evreiesc și isihasmul, care e curentul nostru principal în baza creștinismului autohton, au pornit din zona asta românească, oficial. Deci zona asta de aici nu e România. Zona de aici este un teritoriu care naște din când în când niște lucruri foarte importante care după sunt preluate și izvorăsc mergând și spre Orient și spre Occident. Merită puțin atenție. Deci, cu alte cuvinte, ne dorim să facem un fel de, cum să spun, să ne cunoaștem toată lumea, dacă pun întrebarea cine este, știu eu, nu știu, Feigenbaum sau Mandelbrot sau cine este Kaufmann, toată lumea știe. Dar dacă pun problema cine e Makovski și ce a făcut academicianul Makovski, sau Paul Constantinescu, sau societatea lui Gogo Constantinescu, habar n-avem. Pe cum să ai o vână și să fii în fața lumii puternic cu sentimentul că ești bazat pe ceva, când tu desconsideri înaintașii? Întotdeauna ridicăm și temenele străinilor. Dacă vine un străin în România și să-i organizăm câte un curs, toată lumea se pune preț, se organizează, se duce, pe dat bani în buzunar. Dacă vrea cineva, un român, dar nu să organizeze un curs, chiar dacă de 5 ori mai bun, nu se ocupă nimeni. Avem o problemă, o tare, care trebuie o dată și o dată să o scoatem, dacă vrem să facem ceva cu adevărat, la altă scară, altfel ne jucăm fiecare cu mulțumirea locală, mi-am făcut și rezultatul este ăsta care este. Deci un muzeu al personalității românești mi se pare esențial. Noi l-am început să facem pe internet, avem o sămânță făcută din 99, din 99 am făcut o galerie în asta virtuală, a trebuit doar umplută. Pe perna Centrului Studii Complexe, poate vedeți din când în când, există câte o temă de genul ăsta, câte o persoană pusă. Poate ne ajutați? Fiecare, dacă aduce cât un personaj din domeniul lui, cu câteva date biografice, cu câteva poze mai inedite și le punem acolo, formăm o zonă care trebuie să nască. Nu putem să așteptăm să vină cineva să ne finanțeze acest lucru din sănătate. Mi se pare aberat să ne dea bani sănătatea ca să ne facem noi portofoliu oamenilor care ne-au format. Iar fără chestia asta, mi se pare că n-avem rădăcini, de aia suntem cum suntem. Acum sunt câteva teme majore, care noi le generalizăm foarte sus, le generalizăm dincolo de partea asta tangibilă, le ridicăm, vă spun acum, sunt proiecte care pentru noi sunt elementele de, cum să spun, de viziune generală. Veșmântul, interfața între corp și mediu. Deci, cu alte cuvânt, haina se cumpără și ne-am obișnuit să cumpărăm, nu să ne formăm veșmântul. Apropo de discuțiile care am avut aici, cu IA și cu povestea respectivă. Evoluția îmbrăcăminții este foarte interesantă. O să vină și doamna Avram, care este personalitatea mare, care știe să vorbească despre tema respectivă. Semnele respective sunt semiotice, formează un limbaj. Limbajul ăsta era într-o anumită formă de tipar, care fiecare loc și fiecare tip de lucru însemna ce? Proiecția conștientă a mea ca entitate către ceea ce îmi doresc să îmi umplu viața. Cum să-mi ofocruiesc viața. Nu să mă duc la magazin să cumpăr cu eticheta pe afară, este ceva de neimaginat. Ci să-mi construiesc imaginea vieții mele în perspectivă, eu devenind, cum să spun, constructorul și respectiv coordonatorul și elementul de control la propria mea viață. Mi-o construiesc conștient. Asta e etapa care trebuie să o traversăm. Să ne conștientizăm propria devenire și să acționăm în raport, nu cu modea exterioară, că acum e la modă cu fractalul sau acum e la modă, nu, cu noi, cu ei, cu eul fiecăruia în parte.
Ceea ce este o provocare pentru că nu mai e modă. Este o problemă care trebuie să te simți pe tine și să lucrezi pentru tine în context. Ceea ce nu este foarte simplu. Se pot închide cele două... De asemenea, problema respectivă de semiotică și semantica ei mi se pare extrem de interesant. E un limbaj vechi. Sunt deja cărți internaționale, sunt persoane de nivel mondial care s-au ocupat de domeniul și merită să știm că există. Următoarea problemă este o altă interfață. Ele trebuie sincronizate, ele nu au fost niciodată sincronizate. Iar după Revoluție avem ce te doare capul. Nu știi cum arată, duci într-un sat și găsești niște anomalii arhitectonice. Te duci într-o zonă asta modernă, în nordul Bucureștiului, te apucă disperare, nu știi cum să vorbești. Deci, cu alte cuvinte, interfața între familie și univers este casa. Așa cum interfața dintre mine și mediu este veșmântul, haina. Casa înseamnă cuvântul vatră și preajmă. E foarte interesant. În vatră sunt acasă și am toate disponibilitățile, pentru că mă simt acasă, în familie, cu lumea din jur. Vatra avea un rol fundamental și s-a dat lumea în jurul focului din centrul satului și mai departe. Preajma e puțin mai departe. În afară de preajmă suntem străini. Suntem foarte dezechilibrați, suntem foarte... Merge? Merge de altceva. Da? Deci, cu alte cuvinte, modul în care geometria, apropo de forme, discutam cu cineva vis-a-vis de piramide, formele respective, materialele de construcții, toate sunt reformulate, sunt cercetări fundamentale în care arată că în raport cu această interfață între tine și familie de ghilimele, se pot stabili niște tipuri de relații care pot duce la distorsiuni mentale extrem de puternice. Distorsiunile se fac printr-o sensibilizare din ce în ce mai mică. O desensibilizare, dacă vreți. Încep să nu mai simt preajma. Încep să nu mai simt nici măcar vatra. O să mai discutăm o dată de ce se întâmplă treaba asta. Parcă merge ceva. Deci, cu alte cuvinte, a treia interfață, care iarăși este un lucru foarte important. Mă gândeam că primele două teme cu veșmintele respectiv, casa, pot fi integrate într-o supratemă de fenotip extern. Ideea de fenotip extern. Cuvântul extern, când începem să fragmentăm intern de extern, avem o problemă. Știu, dar trebuie să depășim planul respectiv, să înțelegem cum se integrează fluxurile info-energomateriale ca să dea coerență întregului raport cu externul. Și atunci, automat, nu poți să iau orice formă, orice culoare. Tocmai asta este poate, diferența din complexitate. O să justificăm mai poate câte face decât o trece în revistă. Dar merită discutată fiecare moment în parte. Dar măcar ce trebuie, da? Vă aduceam aminte, apropo de oraș, care este interfața la nivel de comunitate și care, într-un fel sau altul... Interesant. Fenomenul este rând, de cât de repede se focalizează atenția pe altceva, ați văzut? Deci, evident, dar asta este problema ca la copii. La un moment dat, imediat apare o perturbație și mai ușor pe perturbație decât pe dileme de concepte. În principiu, orașul, vă aduc aminte de problematica pe care doamna Ceraselea Crăciun a prezentat-o de fiecare dată și care reprezintă o problemă extrem de importantă. Ce înseamnă acest metabolism urban? Vă spuneam de ceea ce se numește geomorfologie cuantică. Sunt deja tematici interesante care sugerează că forma de structură, de organizare, ritmologia pe care o pot genera în exteriorul meu, reflectată mental prin faptul că sunt înglobat în acea realitate, îmi setează trăiri interioare speciale, care îmi deschid sensibilități pe care altfel nu le am. Deci nu este la New York, între ghilimele, într-o zgârie în ori, vei avea un tip de comportament într-o zonă de o anumită arhitectură cu anumite tipuri de proporții, în timp se structurează altceva. Când tu te duci și faci numai după optimizare energomaterială, optimizări cu singur parametru, să fie eficient, să fie una peste alta, să fim copy-paste-uri, toate la fel, pentru că așa se construiește ușor, vom avea niște surprize extrem de interesante vis-a-vis de calitatea vieții în interiorul acelui spațiu. Și începem să avem cu ce să măsurăm treaba. Ce o să vedeți în continuare la temele punctuale. Deci, cu alte cuvinte, arhitectura orașului, arhitectura casei și arhitectura veșmântului formează o tripletă de interferențe care trebuie corelate între ele ca fluxurile astea info-energomateriale să dea coerență întregului. Și nu degeaba am pus de fiecare dată aici materialul lui Colceac, care reprezintă o formă sintetică,
dacă vreți, a ceea ce înseamnă modul de împachetare semantică ca să decodificăm acest lucru. E complicat. E greu de absorbit imediat și de aceea e ușor de criticat. De aceea trebuie să treacă probabil încă o generație până când un profesor altul anumite valori care sunt autentice încă de pe acum devin acceptate de societate. Avem de gândit și niște elemente de suport. Deci avem cele trei teme care ne creează particularitatea în care România poate să se dezvolte. Nu va avea aceeași structură ca și Olanda, pentru că are altă poziție, altă structură, altă istorie, cum nu va avea, știu eu, care oraș din China. Noi nu putem aduce imaginea unui oraș din China în România, chiar dacă pare la modă. Și nici invers. Deci, automat, am pus cele trei metateme pe care noi ne preocupă pentru a crea, cumva, creiona, cumva, habitatul în care un spirit format în limba română, să vedeți cu ce începem la teme concrete, în limba română, o limbă care decodifică universul într-o formă specifică, poate să se dezvolte și să devină participativ la nivel global. Altfel, va fi impus din exterior câte o structură care, într-un fel sau altul, se potrivește sau nu se potrivește și vom deveni treptat, treptat, fie derutați complet de că nu se potrivește nimic cu sufletul nostru, fie într-un fel sau altul vom deveni niște mașinuțe care vor reproduce niște coechete de sarcini care vin străinătate. Și nu totdeauna este bine. Deci, cu alte cuvinte, avem, iarăși, ca tematică generală, să încercăm să identificăm alte ONG-uri, alte instituții și mai sau ONG-uri, capabile să creeze împreună cu noi o sinergie în sensul ăsta. Să valorizăm tradițiile, altfel. Dar nu numai să mergem în muzeul satului și să coasem, nu știu ce, prea puțin. În spate este o geometrie, în spatele muzeului satului se află probleme de concepte, noțiuni și o semantică specifică, care trebuie cumva esențializată și valorizată. Nu numai ne simțim bine și am fost la muzeul satului, l-am bifat și pe ăsta. Din păcate, cam asta se întâmplă. Muzeul a devenit muzeu. Nu, muzeul satului nu trebuie să fie muzeu. Trebuie să fie un spațiu de recreare și reformulare, dacă vreți, a gândirii generale. Trebuie să fie o interactivitate, chiar dacă fac real,